Salut, prieteni, bine ați venit la Auto la Test. Hai să vă prezentăm o mașinuță mișto. O știți deja, este în vechiul Citroen C3, doar că este într-o variantă specială 2024, U se numește. Varianta de bază, vorbim de varianta de bază, cum toată lumea promovează mașinile scumpe cu foarte multe dători, noi cei de la Auto la Test încercăm să prezentăm mașinile decente care se vând cu prețuri bune. 10.770 de euro, TVA inclus și cu rabla, da? Haideți să vedeți cum arată la interior. Este varianta de bază, nu vorbim de un model cu de toate, adică vorbim cu toate dotările, pentru că nu este cazul. Haideți să ridicăm sos și pornim 10 secunde, că suntem în showroom, da? Hai să ridicăm și geamurile, să ne auzim. Ce înseamnă C3-ul? În primul rând, în varianta de bază. C3 în varianta de bază arată așa, de 10.770 de euro, este o mașină cu o caroserie care concurează cu Dacia Sandero. Atenție, Dacia, marea Dacia Sandero, da? În schimb, care vine așa. Deci, în primul rând, avem un sistem multimedia mic. Da, știm, nu este sistemul ăla mare pe care te-ai fi așteptat. Cheia este normală, după cum bine să și vede, este cheia tradițională. Are sistemul ăsta multimedia mic, știm că toată lumea vrea, uite, nici nu știm cum se folosește, n-am mai folosit așa ceva, e cu touchscreen. Deci este un sistem multimedia mic cu touchscreen, care are volumul pe el, are card de navigație, are un USB, ai instalații de aer condiționat manuală, da? Butonele care funcționează extraordinar. Citroen și-a adus aminte cum făceau robinete, știm, ghilimele de rigoare, din anii 90, când erau peste Renault și peste ceea ce făceau nemții. Mașina vine cu comenzi pe volan. Bordul este clasic, este bordul clasic de la Citroen. Și atenție, vorbim de o mașină de 10.700, aproximativ 10.700 de euro, cu TVA inclus și cu rabla inclusă, da? Avem o tapiserie de foarte mișto, cu o cusătură galbenă, cutie de viteză cu 5 rapoarte. Da, nu este varianta de 100 de cai sau 110 cai care are transmisie cu 6 trepte, este varianta de bază, este varianta aspirată. Da, mulți nu știți încă motorul de 1.2, aici nu vorbim de pure, bine, vorbim de un pure tech, dar varianta entry level, varianta cu injecție multipunct, adică varianta pe care voi ați testat-o sau ați mers cu ea pe C-Elysée în trecut și C3, dacă nu mă înșel, și C1. S-a pus și pe C1 de precedenta generație, a avut motorul ăsta și din punctul meu de vedere era cel mai tare motor, pentru că C1 vechi venea echipat cu 1.0 de Toyota, cu 3 pistoane, cred că avea 75 de cai și venea echipat și cu 1.2 ăsta PureTech de 86 de cai și credeți-mă pe cuvânt, C1-ul ăla cu motorul Peugeot Citroen a fost cel mai bun, cea mai bună motorizare pe generația, peste cea de la Toyota la capitolul fiabilitate, consum și rafinament în utilizare, plus pe o greutate mică, plus pe o mașină cu o greutate mică. Da, nu este cel mai strălucit motor la capitolul performanțe, pentru că are 80 ceva de cai, în schimb este un motor corect. Cine va dori să-și cumpere o mașină fără briz-brițel, fără 7.530.000 de tablete, poate să vină la Iurial Pantelimon, la partenerul nostru de mobilitate, și să-ți cumpere mașina asta. Modelul de față este cu echipare un pic mai mare, pentru că dacă nu mă înșel are și scaune încăzite, este un picuț mai scumpus, dar există, 99% este identică mașina cu ce primești la 10.700. Haideți să vă arătăm și scaunele încălzite sunt aici, sunt eternele scaune pe care le-am găsit și la Peugeot 508 de generație precedentă. Așa, plus cruise control, adică sunt niște echipamente foarte, foarte mișto. Așa că, dacă vrei o mașină care nu este Dacia Sandero, dacă vrei o mașină care este mai sigură ca Dacia Sandero, și vrei o mașină care putem spune că nu are performanțe, nu știu, 110-150 de cai, de parcă ai fi avut nevoie când stai bară la bară, la tine în Cluj-Napoca, la tine în Timișoara, sau la tine în București, sau la Constanța, bară la bară, adică vreau o mașină onestă, cu motor cu injecție multipunct clasic, care știi că nu o să aibă probleme în viitor. Citroenul C3, eu zic că este o configurație, este o soluție bună, pentru că este o mașină extrem de confortabilă, este cea mai confortabilă mașină din segmentul ei, și aici putem să facem o comparație. Fordul Fiesta nu mai există, există Citroenul C3. Polo există, doar că este foarte scump și este produs în Africa de Sud și s-ar putea să
fie niște probleme pe partea de calitate, voi fanii VW Volkswagen știți treaba asta. Peugeot 208, concurentul care este în lângă, că vorbim de showroom de la Euroreal Pantelimon, este de generație nouă, adică o platformă complet nouă și clar este și o mașină mai scumpă. Fordul nu mai are Fiesta, dacă te gândești bine, Swift-ul de la Suzuki ar mai fi o variantă, dar este scump, a primit un facelift, dar este din nou o mașină de generație nouă scumpă. Cam Citroenul C3 rămâne în continuare pragmatic una dintre cele mai bune mașini de oraș, dar are volanul din plastic, pentru că știi, poate n-ai nevoie de volan cu piele, da? Cu două cusături, cu 7000 de nu știu ce, poate ai nevoie de o mașină. Da? O mașină care are o cheie normală, o mașină care are un sistem multimedia normal unde te poți conecta cu telefonul să-ți arate un Waze sau un Google Maps și cam atâta, indicatoare normale, un motor onest de generație veche, pur și simplu o soluție demnă de luat în seamă din punctul meu de vedere. Și când spunem treaba asta, haideți să ieșim și la exterior, vorbim totuși de mașini care sunt în continuare ieftine, pentru că în 2024 nu mai există mașini ieftine, există doar mașini scumpe și asta e o mare problemă. Spațiul la interior este măricel, este în media segmentului. A, da, și am uitat și Hyundai i20, da, care concurează direct cu el. Materialele sunt durabile. Când vorbești de varianta U, vorbești de această inserție, Citroenul C3. Da, trebuie să deschidem portbagajul. Este mai mult decât suficient. Francizii sunt pragmatici, nu are roată de rezervă, dar are un kit de reparație. Jantele sunt normale, îmbrăcate cu încălțate cu anvelope Bridgestone japoneze, Turanța, deci nu low cost, nu Michelinuri low cost, cum poate vedem la alte mărci, da, sau anvelope chinezești. Deci cam așa arată C3-ul în 2024. Sfatul nostru, veniți, puneți mâna pe el, testați-l, îl au și ca mașină de demo. Și sfatul meu, mergeți la Dacia prima dată, testați Sandero și pe aia veniți să vedeți cum se conduce un Citroen, un Citroen C3, cea mai confortabilă mașină de oraș pe care ți-o poți cumpăra sub 11.000 de euro. Mulțumim!